începutul lunii octombrie ne aduce o vreme mai degrabă de noiembrie, cu multe ploi și temperaturi scăzute. Județul Giurgiu a ieșit de sub incidența codului portocaliu de ploi și se află sub cod galben până miercuri dimineață. Astfel se vor cumula cantități de apă ce vor depăși pe arii extinse 40-50 de litri pe metru pătrat. Marți noapte cele 7 grade nu vin singure, ci cu vânt puternic, iar ploile puternice nu se opresc. Miercuri vremea dă în sfârșit semne de ameliorare. Norii acoperă cerul în cea mai mare parte a zilei și trecător mai plouă slab. Și vântul scade în intensitate și suflă cel mult moderat. Meteorologii anunță maxime de doar 11-12 grade Celsius, cu aproape 10 grade mai frig decât în mod normal la această dată. Vântul va sufla cu o viteză de 35 de km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 753 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 2-12 cm, cota probabilă 113 cm. Umiditatea aerului va fi de 70%.